Mai pe scurt vorbind, Pavel e pictor. Era joi, îl strigam Pavel la ușă, dar n-am strigat mult că s-a auzit. Stai așa, braț, stai rutin, ișca! Și, bro, de ce stă așa? Gata, băi, am finisat! Și? Despre ce vorbești, bro? Uai, eu am fost pictor profesional. Ia uite cum te-ai ținat! Asta nu-s eu, bro! Tu ești, brat! Într-un cât cu Pavel n-ai rost, spărești, i-am zis că e frumos și că așa cum ținează el, nu ținează nimeni. El s-a bucurat și m-a chemat în casă, mi-a dat un scaun în mână și a zis stau cu el până mă ținează. Eu nu prea am vrut, dar într-un cât Pavel e prietenul meu și nu fac eu pentru el. După câteva secunde, a zis să las jos că a făcut cel mai tare țin din lume. Da, bro, chiar e ceva frumos. Într-un cât ceea ce faci Pavel nu mi-era interesant, i-am zis că plec acasă și vin când se lasă de ținat. El s-a uitat la mine urât și a zis: mai stai, bro, eu că nu te-ai ținat. Bro, eu că nu te-ai ținat. Mai stai, pula mea. M-am speriat și am intrat înapoi în casă. Cum Pavel s-a teleportat din cameră, tocmai la poartă. Într-un cât fața lui Pavel vroia să mă omoare, am scos telefonul și sun la poliție. Bro, eu că nu te-ai ținut. Mai stai, pula mea. M-am dus afară și am zis că ținerea lui e stop și că ar fi bine să nu se lasă niciodată de ținat. Chiar îmi place ce ești faci, bro, dar îmi trebuie să plec. Am ieșit în drum, am mers o leacă și s-a întâmplat asta. Bro, întoarce! Eu că nu te-ai ținat! Bro, întoarce! Eu că nu te-ai ținat! Bro, întoarce! Eu că nu te-ai ținat! A, suca, m-a fut în ținatul tău! Într-un cât huineaua asta a început să mă zăibească, m-am întors înapoi să mă lămuresc odată pentru totdeauna. Am ajuns la poartă, am schis, am intrat și am zis: vin, suca, și mă ținează! Ești, suca, că te omor! Am mai strigat o leacă, dar nu ieșa nimeni. Eram așa de nervat când vinea să omor pe cineva. Am luat toporul, am schis ușa la casă și am zis: desenează, măi! Am intrat în casă, căutam prin cameri, prin dulapuri, dar nu era niciun pictor. Într-un cât în casă n-avea rost caut, am ieșit și căutam pe afară, prin viceu, prin pod, prin grădină, prin hambar. Dar toate căutările mele erau fără succes. M-am pus pe prag și stăteam supărat. De ce ăsta a început să mă ținează, dacă nu m-a terminat? M-am gândit puțin, m-am dus în casă, am luat un pic și-o foaie și am început să mă ținez singur. După ceva timp de chin, a ieșit asta. Huinea, brate, senu! Când am auzit, m-am enervat și am zis nu vorbească așa, că-i fut un topor în cap, dar el s-a speriat și-a dispărut. M-am dus în cameră, am luat o foaie și am început să-l ținesc Pavel. După 5 minute, senu era gata. Într-un cât senu era huienă, am ieșit afară și-l strigam pe Pavel să arăt. El a venit la mine, mi-a luat senu de mână și l-a rupt. M-am enervat așa de tare că ușidem în pareți. Am luat țenul de jos și încercam să-l înclei. Dar cum nu-l încleiem, tot de-a pula ieșa. Am luat alt foaie, am mai ținat odată, dar după ce am terminat... Haide, sus! Ha, ha, ha! Eu te-ai ținat!